Capitolul 1, de la versetul 10 până la versetul 31. Vă îndemn, fraților, pentru numele Domnului nostru Isus Hristos, să aveți toți același fel de vorbire, să nu aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți în chip desăvârșit, într-un gând și o simțire. Căci, fraților, am auzit despre voi de la Eclor, ei că între voi sunt certuri. Vreau să spun că fiecare din voi zice, eu sunt al lui Pavel și eu a lui Apollo și eu al lui Chifa și eu al lui Hristos. Hristos a fost împărțit? Pavel a fost răstignit pentru voi? Sau în numele lui Pavel ați fost voi botezați? Mulțumesc lui Dumnezeu că n-am botezat pe niciunul din voi, afară de Crisp și Gaiu, pentru ca nimeni să nu poată spune că ați fost botezați în numele meu. Da, am mai botezat și casa lui Ștefana. Încolo nu știu să mai fi botezat pe altcineva. De fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia, nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică, fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu, că ce este scris. Voi prăpădi înțelepciunea celor înțelepți și voi nimici priceperea celor pricepuți. Unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbărețul viaului acestuia? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acesteia? Căci întrucât lumea, cu înțelepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propăvăduirii crucii. Iudeii, într-adevăr, cer minuni. Și grecii caută înțelepciune. Dar noi propăvăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie. Dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii. Și slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii. De pildă, fraților, uitați-vă la voi care ați fost chemați, printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Și Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt, pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Și voi prin el sunteți în Hristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune Neprihănire, Sfințire și răscumpărare pentru că după cum este scris cine se laudă, să se laude în Domnul Amin. Crucea lui Hristos este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu pentru mântuire. Acestea aș vrea să fie gândurile mele în această dimineață, gândurile pe care vreau să le împărtășesc de fapt cu dumneavoastră. De la versetul 10 până la versetul 16 din textul pe care l-am citit, asistăm la dezbinările care au loc în biserica din Corint. Este surprinzător că biserica Domnului, cea pentru care Hristos moare, Domnul nostru, Domnul vieții vine ca să se dăruiască pentru noi, ajunge în asemenea momente de tensiune, de ură, de ceartă, care duce în cele din urmă la dezbinare. Este tulburător. Este tulburător lucrul acesta. Și atât pe Apostolul Pavel, care spune în versetul 10, Vă îndemn. Vă să faceți câteva lucruri. Să aveți același fel de vorbire. Vă să trăiți fără a fi dezbinați. Vă să trăiți uniți în chip de săvârșit într-un gând și o simțire. Dragii mei, diavolul știe că noi suntem vulnerabili și el atacă la nivelul unității. Unitatea în familie, De fapt, nu poți vorbi de biserică sănătoasă dacă familiile sunt dezbinate. Nu poți vorbi de societate sănătoasă dacă biserica Domnului, familiile sunt dezbinate. Și diavolul atacă unde găsește ușa deschisă, unde este vulnerabilitate în viața noastră, atacă pentru a duce dezbinare. Apostolul vine și aduce această, acest îndemn în această dimineață pentru noi. Vă îndemn fraților, tineri, bărbați, femei, vârstnici. Vă îndemn, dar, să aveți același fel de vorbire. Să nu permiteți dezbinărilor să aibă loc între voi, ci să rămâneți uniți și interesantă expresia pe care o folosește aici Pavel, în chip desăvârșit într-un gând și o simțire. Sigur că avem gusturi diferite, avem opinii diferite, avem perspective diferite, avem trecuturi diferite care ne fac să vedem prezentul din diverse perspective și la toate acestea se adaugă natura păcătoasă pe care o avem. Și toate astea ne predispun să nu trăim în unitate, să găsim cusur, să putem să ne găsim scuze să ne separăm, să ne dezbinăm, să nu fim în unitate. Dar atunci când Biblia vorbește de unitate, ea vorbește de unitate în diversitate. Și asta este frumusețea în trupul lui Hristos, că deși suntem atât de diferiți, putem fi în unitate, pentru că unitatea nu înseamnă uniformitate. Unii gândesc în termeni aceștia când au în vedere unitatea. Dacă suntem uniți, presupune să fim uniformi, să fim toți la fel. Nu este adevărat. Imaginea unității, cel mai frumos probabil, că este ilustrată de Pavel când spune în 1 Corinteni, capitolul 12, despre trupul nostru, care are mai multe mădulare, care sunt diferite unul de celălalt, dar care în unitatea pe care o creează în cadrul acestei diversități, face ca trupul nostru să funcționeze și numai atunci suntem un trup cu adevărat, când mai multe organe sunt în această interdependență între ele. Ce ne facem noi că avem așa de multe păreri diferite cu privire la multe perspective? Cum putem trăi în unitate? În biserica noastră, cu mai mulți ani în urmă, am adoptat câteva principii. Primul dintre ele este acesta. În convingerile esențiale avem unitate. În convingerile neesențiale avem libertate. În toate convingerile noastre ne manifestăm cu dragoste. Și când înțelegem principiile acestea, ele ne vor ajuta să putem să ne bucurăm de unitate. Și haideți să iau cele trei principii pe rând, dacă îmi permiteți. În convingerile esențiale noi avem unitate. Atunci când vorbim despre crezul creștin, un Dumnezeu manifestat în trei persoane, un Dumnezeu triunic. Atunci când vorbim de divinitatea Domnului Isus Hristos, de mântuirea prin credință și prin har, de necesitatea ca omul să se pocăiască crezând în Domnul Isus Hristos pentru a obține viață veșnică, despre mărturisirea credinței în apa botezului, despre umplerea cu Duhul Sfânt, despre, scuzați-mă, trăirea în Duhul, revenirea Domnului nostru Isus Hristos în slavă, toate acestea sunt lucruri esențiale. Sunt lucruri unde trebuie să experimentăm unitate. Biblia este cuvântul inspirat de Dumnezeu. În momentul în care vom avea păreri diferite cu privire la cine este Biblia, asta va crea premize pentru dezbinare. Dar, încă o dată, în convingerile esențiale, noi avem unitate. De aceea avem un crez. De aceea avem o mărturisire de credință care spune care sunt lucrurile în care avem unitate. Dar există și convingeri neesențiale. Unde ne putem permite libertate și unde Dumnezeu lasă loc. Unul socotește o zi mai presus decât alta. Spune Roman, capitolul 14. Nu vă apucați la ceartă pentru un lucru atât de neimportant, este neesențial. Pentru altul, o mâncare este mai bună și alta nu este bună. Dar ce o să vă dezbinați cu asta, cu privire la ce mâncați și ce nu mâncați. Nu vrei să mănânci porc pentru că ai probleme cu ficatul? Slavă lui Dumnezeu! Nu fă din asta o regulă pentru altul care nu are nicio problemă și îl mănâncă. Sunt lucruri neesențiale. Și din păcate, aici este loc foarte mult pentru dezbinare. Sunt oameni care la capitolul acesta neesențial pun foarte multă pasiune. Și când pun foarte multă pasiune, creează condiții, din păcate, prea bune ca să se dezbine. Și apoi Biblia ne mai spune un lucru. Că este foarte important să experimentăm dragoste în toate aspectele. Pentru că dacă în convingerile noastre nu manifestăm dragoste, este în zadar Credința noastră sau darurile spirituale pe care le manifestăm. În 1 Corinteni, capitolul 13, cu versetul 2, Biblia ne spune așa. Și chiar dacă, și o să citesc pe sărite, aș cunoaște toate tainele și toată știința. Și chiar dacă aș avea toată credința, așa încât să mut munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și acum, permiteți-mi o întrebare. Când într-un lucru neesențial, un frate de-al dumneavoastră în credință face ceva diferit decât îi înțelegerea dumneavoastră, aveți puterea să vă manifestați în dragoste. Sau devine capăt de lume care duce la dezbinare, care duce la ruptura relațiilor. Și Domnul în această zi ne cheamă să trăim în unitate în lucrurile care sunt esențiale prin ai cloiei, o familie se pare respectată în, în, biserica din Corint, ajunge vestea asta și spune, Pavel, biserica pe care tu ai deschis-o în Corint este atât de dezbinată de nu-ți poți da seama. Am ajuns să nu ne suportăm unii pe alții. Unii zic că sunt a lui Apollo, ei sunt partida lui Apollo. Alții spun că sunt a lui Chifa. Dar zice, avem o veste bună pentru tine. Unii zic că sunt ai tăi. Aleluia, ce bine că sunt și unii deștepți în biserică. Care s-au prins că eu chiar sunt profund în ceea ce fac. Îmi place foarte mult atitudinea lui Pavel în aceste momente. Inima lui se frânge. Și vine în scrisoarea aceasta și se adresează acestei biserici în spunându-le Iubiți creștini, a murit cumva Pavel pentru voi? S-a întâmplat ca Apollo să-și fi dat viața pentru voi? Oare chifa are vreun rol determinant în ceea ce privește mântuirea? Oare este Hristos dezbinat? Și îmi place foarte mult soluția pe care o aduce Pavel într-o astfel de biserică. Într-o biserică dezbinată, Apostolul Pavel vine și așează în mijlocul ei crucea lui Hristos, care este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu, pentru că acolo toți oamenii se văd egali acolo nu mai este loc să te vezi în gruparea lui Apollo sau lui Petru sau altcuiva. Acolo te vezi în gruparea omului păcătos care depinde de harul lui Dumnezeu, de mila lui Dumnezeu. Și în mijlocul unei biserici dezbinate, Pavel așează crucea lui Hristos. Ei, dar să știți că el constată un lucru. Că și despre crucea lui Hristos se poate vorbi în două feluri. Și asta face ca oamenii să fie la rândul lor împărțiți în două. Și probabil că e bine să adresăm această întrebare. Cu ce înțelepciune vorbim despre înțelepciunea lui Dumnezeu? Ascultați ce spune Pavel în 1 Corinteni, în aceeași carte, capitolul 2, versetul 7. Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră mai Înainte de veci, înainte de a fi timpul și spațiul, înainte ca Dumnezeu să-l creeze pe om după chipul și asemănarea sa, în înțelepciunea sa, în a tot cunoașterea sa, Dumnezeu a pregătit crucea. Nu v-ați întrebat niciodată de ce n-a găsit Dumnezeu altă soluție pentru mântuirea omului decât jertfa lui Isus? Dacă ei a tot puternic, cum am cântat la timpul de închinare, nu putea el găsi o soluție și pur și simplu să ne ierte. De ce a trebuit să vină Hristos? Nu cumva este un accident care s-a întâmplat în lumea noastră că Hristos a murit? Oare dacă evrei ar fi priceput că El este Mesia, că El este cel prin care se împlinesc profețiile Vechiului Testament, oare n-ar fi fost evitată vărsarea de sânge? Nu cumva în spate Dumnezeu avea un alt plan? Și apoi, dacă asta a fost singura soluție, n-a putut Iisus să vină într-un weekend să moară și să rezolve problema? Venea pur și simplu vineri, noi în nebunia noastră umană îl răstigneam, duminică în via și luni se înălța la cer. De ce Dumnezeu numește înțelepciunea altceva și nu asta? Înțelepciunea lui Dumnezeu este văzută în, tocmai în această taină pe care el o păstrează înainte de începerea timpului, care presupunea înturparea lui Hristos în lume. Pentru că el trebuia să devină om ca mine și ca dumneavoastră, să se identifice cu stările noastre ca să poată să devină mai târziu mijlocitorul nostru, care a trecut prin absolut toate lucrurile prin care și noi am trecut, dar fără păcat, devenind astfel cel care mediază astăzi între noi și Tatăl. Și apoi, să moară, să ne aducă mântuire. Când citești Scriptura, observ că revelația crucii începe, este ca un fir roșu prin toată Scriptura. Începe din Geneza, de acolo începe descoperirea crucii. În Geneza, capitolul 3, cu versetul 15, ni se spune despre faptul că atunci când Adam și Eva au păcătuit, Dumnezeu vine și aduce o promisiune. Și iată promisiunea lui Dumnezeu. Prima dată când Dumnezeu vorbește despre cruce, iată termenii în care El vorbește aici. Geneza 3, cu 15. Vrășmășie voi pune între tine șarpe, șarpe lui se adresează aici Dumnezeu, și femeie. Între sămânța ta, șarpe, și sămânța ei. Aceasta, sămânța femeii, îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcăiul. Prima dată când Dumnezeu vorbește cu omul căzut în păcat, îi descoperă crucea. Că va veni ziua când, împotriva legilor biologice create chiar de Dumnezeu, femeia va fi cea care va avea sămânța, care îl va naște pe Hristos și prin moartea sa, diavolul, șarpele cel veninos, va fi zdrobit. A doua oară când Dumnezeu vorbește despre cruce, este când îl îmbracă pe Adam și Eva. Atunci când au constatat că sunt goi, în Geneza 3 cu 21, se spune că Domnul a făcut lui Adam și nevestei lui piele din haine, haine din piele, scuzați-mă, și i-a dat să se îmbrace cu ele încerc să-mi imaginez care au fost trăirile lui Adam și ale Evei când rușinați, cu capul plecat, goi, stau înaintea divinității, înaintea lui Dumnezeu cu care până atunci au comunicat. Și odată îl văd pe Dumnezeu care spune ca voi să scăpați de rușinea aceasta, am să omor pe cineva. Și poate speculez acum, dar îmi place să cred că a fost pentru prima dată în viața lor când a văzut sânge curgând, ce a fi fost în mintea lui Adam? Doamne, ce faci aici? Ca eu să trăiesc, cineva trebuie să-și dea sângele. Ca rușinea mea să fie acoperită, trebuie să moară cineva. În acele momente, Dumnezeu îi comunica lui Adam și comunica lumii întregi mai târziu că soluția pentru păcat este crucea lui Hristos. Pentru că fără vărsare de sânge nu este iertare de păcat. Și apoi Dumnezeu, prin Moise, vine și vorbește în Cartea Levitic, în mod special, de nenumăratele jertfe vechi testamentale, care în ele conțin acest concept al crucii. Și apoi Dumnezeu vine și așează în mijlocul taberei lui Israel cortul întâlnirii. Și acolo, în cortul, la cortul întâlnirii, fiecare evreu trebuia să vină cu animalul lui de jertfă, să-l predea preotului, să țină mâinile pe capul animalului în timp ce preotul îl tăia. Pentru că se întâmpla un transfer atunci de la vinovatul evreu către mielul care trebuia junghiat. Ca eu să trăiesc, mielul trebuie să moară. Ca eu să am viață, sângele lui trebuie să curgă. Ca eu să-mi continui viața, el trebuie să ardă pe altar. Și altarul și toate jertfele care erau acolo la cortul întâlnirii vorbeau despre crucea lui Hristos. Și apoi Dumnezeu ridică proroci ai Vechiului Testament, acei titani care prin Duhul Sfânt penetrează viitorul și vorbesc despre vremea când în lumea aceasta Hristos va veni, se va întrupa. Betleemul, cetatea aceea care e nesemnificativă, lipsită de semnificație, va naște pe Hristos și va fi pus în numărul oamenilor fără de legii, deși n-a făcut niciun păcat, pentru ca răscumpărarea să vină prin jertfa sa. Și când te uiți la tot Vechiul Testament, realizezi că El este o umbră. Umbra niciodată nu este o realitate. Este umbra lucrurilor viitoare. Umbra vorbește despre o altă realitate. Reflectă o altă realitate. Și Vechiul Testament în întregime privea undeva în viitor și vorbea despre planul, soluția lui Dumnezeu care este crucea. Și că în momentul în care ajungem la Noul Testament, aici în mod deosebit ochii noștri ni se deschid că la împlinirea vremii, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, se întrupează ca să moară la cruce. Nu ca un accident. Nu pentru că evreii n-au înțeles lucrul acesta, ci aceasta a fost, acesta a fost planul lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Slăviți să fie Domnul! Și când te uiți la tot tabloul acesta, sunt așa de mulți oameni care nu văd înțelepciunea Lui Dumnezeu aici. Iudei se potihnesc, grecii la rândul lor caută înțelepciune și nu văd nicio înțelepciune în crucea Lui Hristos. De ce n-a cunoscut lumea cu înțelepciunea ei pe Dumnezeu? De ce? Este această întrebare firească. Ți se pare normal când te uiți la tot Vechiul Testament și la cum se împlinește El în Noul Testament. Nu poți să spui decât, Uau! Wow! Ce Dumnezeu înțelept! Toate lucrurile sunt la locul lor. Dar, în timp ce tu te uimești, sunt așa de mulți în jur care se uită la aceeași imagine și spun, nebunie, prostie. Nu poate fi un Dumnezeu plin de dragoste cel care alege o soluție ca cea pe care am văzut-o în Hristos. Ați constatat că toate religiile lumii au înscrise undeva în mecanismul lor ideea de jertfă și de mijlocitor? În toate religiile este conceptul acesta. Și n-ai cum să nu te întrebi de ce. De ce Dumnezeu, care îi spune lui Moise despre jertfe, îi permite lui Abel, care trăiește cu foarte mult timp înainte de Moise, să aducă o jertfă? De unde știe Abel? De ce Noe, care trăiește cu așa de mult timp Înaintea lui Moise aduce jertfă. De ce Avram, care trăiește cu așa mult timp înaintea lui Moise, aduce jertfă? De unde știu toate astea? Cine le-a zis? De ce religiile păgâne la rândul lor au înscris în esența lor conceptul acesta de jertfă și de mijlocitor? Explicația cea mai plauzibilă este că imediat după ce omul a căzut în păcat, Dumnezeu a săpat în mod irreversibil aceste adevăruri în conștiința omului. Toți oamenii au știut acest adevăr. Dar găsim involuția oamenilor descrisă în roman capitolul 1, de la versetul 21 la versetul 25. Dați-mi voie să citesc versetele acestea, pentru a vedea cum a decăzut înțelegerea omului cu privire la Dumnezeu, la cunoașterea de Dumnezeu. Dar oamenii, unul roman capitolul 1, versetul 21, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, toți oamenii au avut parte de această revelație, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri de șarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit. Și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, Dobitoace cu patul picioare și tărutoare. Uitați-vă la cum s-au format toate religiile astea, da? care încearcă să-și imagineze pe Dumnezeu într-un fel sau altul. Și apoi versetul 24. De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției, să urmeze poftele inimilor, așa că își necinstesc singur trupurile. Și apoi urmează consecințele dramatice ale alegerii greșite pe care o face omul căci au schimbat în minciună adevărului Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturi în locul făcătorului de a... care este binecuvântat în veci. Și din cauza acestei pervertiri în care se găsește toată lumea, este atât de greu pentru omul carnal să vadă soluția lui Dumnezeu. De aceea înțelepciunea lui Dumnezeu pentru ei este nebunie. Se uită la soluția lui Dumnezeu și spun, nu se poate. Un Dumnezeu atotputernic nu găsește astfel de soluție. Când scoți din creștinism crucea lui Hristos, toată lucrarea de propăvăduire a Evangheliei este golită de putere, nu mai are nimic ce să ofere. Frații mei, creștinismul nu are ce oferi acestei lumi decât pe Hristos. Și dacă îl oferă pe Hristos, oferă totul. De ce nu cu înțelepciunea lumii să vorbim despre crucea lui Hristos? Deoarece lumea cu înțelepciunea ei, spune versetul 21, nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. În Romani 1 am citit că s-au crezut înțelepți și au ajuns să se închine creației în loc să se închine Creatorului. Ce înseamnă să predici despre cruce? În primul rând, să-l predici pe Hristos crucificat. 1 Corinteni 2 cu 2 și ăsta e versetul care îmi place enorm și aș vrea să fie versetul, poate mi-aș permite de aur al bisericii noastre, că n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Frații mei, aș vrea să mă opresc o clipă aici. Biserica Emanuel are viață numai în măsura în care Hristos este central aici. Și când eu sau noi ne vom așeza în fața crucii lui Hristos ca să atragem atenția asupra noastră și nu asupra lui Hristos, facem cel mai mare de serviciu care e posibil Evangheliei. Pentru că chemarea noastră este să-i conducem pe oameni la Hristos. Numai El poate să-i elibereze, numai El poate să-i mântuiască. De ce? Ce înseamnă să-l predești pe Hristos? În al doilea rând, trebuie să răspundem la această întrebare. De ce a trebuit să moară Mesia? N-am un mod mai frumos în care pot să-mi găsesc explicația la asta decât gândindu-mă la una dintre sărbătorile evreilor, dintre cele șapte sărbători, când ei trebuiau să vină la Ierusalim și să celebreze, una se numește Iom Kipur sau ziua ispășirii. Se întâmpla o dată pe an. Era singura zi când marele preot putea să intre în locul prea Era o zi așteptată de tot poporul, pentru că era ziua în care ei primeau iertare pentru păcatele făcute din neștiință. Era ziua în care toți bărbații trebuiau să fie prezenți acolo. În ziua aceea, marele preot aducea jertfă pentru el, pentru familia lui, că trebuia să se curățească pe sine. Și apoi, în fața cortului întâlnirii, se aduceau doi țapi. Arătau identic. Trăgea la sorți și spunea, ok, ăsta e țapul pentru Domnul și ăsta este țapul pentru Azazel. Și jungea țapul pentru Domnul îi strângea sângele într-un vas și apoi marele preot cu sângele acela intra în cort, în cortul întâlnirii și trebuia să stropească fiecare obiect care era acolo în cort. Intra în prima încăpere care se numea locul sfânt, se întorcea în stânga unde era un sfeșnic cu șapte brațe, singura sursă de lumină și lua și arunca pe sfeșnicul acela. Apoi se întorcea în partea cealaltă unde era o masă cu 12 pâini reprezentând cele 12 semințiale lui Israel și arunca acolo sângele țapului pentru Domnul. Și apoi era un altar pentru tămâiere undeva la capătul celălalt al locului preasfânt și îl stropea și pe acesta. Și acum urma momentul cel mai delicat, când trebuia să dea perdeaua -o la o parte și să intre în cea de-a doua încăpere care era locul preasfânt sau sfânta sfintelor. Acolo era chivotul pe capacul căruia erau de, doi herovimi cu aripile întinse și Dumnezeu a spus, acolo, între aripile heruvimilor, mă voi întâlni cu tine. Dar dacă se întâmpla ca Dumnezeu să nu primească jertfa, marele preot murea în prezența lui Dumnezeu. Nimeni nu putea să intre să-l scoată de acolo, de aceea tradiția iudaică spune că marele preot avea legat de picior o frânghie, capătul ei rămânând afară. Și în momentul în care nu se mai, auzea, nu se mai auzeau clopoței de la roba preotului, acesta era semn că el a murit. Singurul mod în care o scoteau de acolo era să tragă de frânghii aceea afară. Era o zi specială. Încerc să-mi imaginez ce era în sufletul marelui preot care intra acolo. Unul singur era în tot Israelul care putea să facă asta. Și când intra în prezența lui Dumnezeu și arunca stropea cu sângele lui, chivotul și herovimea aceea. Și acolo se manifesta prezența lui Dumnezeu. Vedeți, dumneavoastră, Dumnezeu este omniprezent prezent în același timp peste tot. Dar acest Dumnezeu omniprezent, din când în când își manifestă Prezența, iese din această tăinuire și când își manifestă Prezența între noi, noi oamenii suntem uimiți și spunem, uau, wow, a fost Domnul prezent. Sau există o expresie pe care o aud și cred că am folosit-o și eu și spunem, a fost har. Și prin expresia asta încercăm să spunem, Dumnezeul nevăzut s-a manifestat în adunarea noastră astăzi. Pentru cine a experimentat lucrul acesta, știe că nu poate fi confundată întâlnirea cu Dumnezeu cu nimic altceva. O slujbă religioasă nu este o întâlnire cu Dumnezeu. Întâlnirea cu Dumnezeu e specială. Manifestarea prezenței lui Dumnezeu schimbă totul. Dar în acele momente realizez că El este sfânt și noi suntem păcătoși. Imaginez cum era afară, în jurul cortului, câtă așteptare. Va ieși marele nostru preot de acolo? Și în momentul în care, spre Amurg, marele preot ajungea în fața cortului, probabil că era o explozie de bucurie, Dumnezeu ne-a salvat. Dar toate astea sunt o imagine, o umbră a lucrurilor viitoare. Pentru că urmează. Noul Testament. Și ne se spune că Domnul nostru Isus Hristos, când a fost răstignit, a fost așezat pe cruce. Înțelegem că a luat locul țapului pentru Domnul și al țapului pentru Azazel. Și în vinerea aceea mare, când Universul se tulbură, deoarece Creatorul lui moare pe cruce, când în miezul zilei are loc acel întuneric de trei ore, de la ora 12 până la ora 3, spune Biblia că moartea Domnului Isus Hristos a fost însoțită de câteva fenomene supranaturale. În momentul în care Isus a spus, s-a sfârșit, s-a isprăvit, a fost un cutremur de pământ care a despicat stâncile, și sfinți ai Domnului au înviat și au intrat în cetate. Dar este ceva care e uimitor: catapeteasma Templului, care despărțea locul sfânt de locul prea sfânt și care nu permitea omului ca mine și ca dumneavoastră să intre odată în prezența lui Dumnezeu, catapeteasma Templului s-a rupt de sus până jos. Și apoi citim ce s-a întâmplat pe plan spiritual în Evrei, capitolul 9. De la versetul 11 până la versetul 14. Dar Hristos a venit ca mare preot al lucrurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta, versetul 12. Și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt. Și notați cum a intrat Isus acolo nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropită peste cei întinați îi sfințește și le aduce curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a dus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Nu știu ce trăiți dumneavoastră, dar dacă n-ați fi aici în sală și aș fi singur, vă spun eu ce aș face acum. Aș sări și aș urla cât aș putea. Pentru că acum, prin Hristos, eu am acces în prezența lui Dumnezeu. Problema păcatelor mele, problema fundamentală a ființei mele, a fost rezolvată Hristos m-a eliberat. Hristos a croit cale pentru mine și pentru dumneavoastră până în prezența lui Dumnezeu. Și eu și dumneavoastră putem să experimentăm această libertate în Hristos. Libertate a cugetului nostru curățit de faptele noastre moarte pentru a trăi doar pentru Dumnezeul cel viu. Nu putea fi o altă soluție. Dumnezeu este drept. Dumnezeu spune că plata păcatului este moartea. Cine păcătuiește trebuie să moară. Dar crucea, mi îmi spune cât este de groaznic păcatul. Păcatul cu care noi ne jucăm este cumplit. Păcatul cere vărsare de sânge. Și nu orice sânge, sânge nevinovat. Și nu orice sânge nevinovat, ci sânge de Dumnezeu întrupat în lumea aceasta. Păcatul este groaznic. Păcatul cere o ghenă, păcatul cere o locuință în care să fie aruncat un iad unde să ajungă păcatele. Cu păcatul nu te poți juca. Păcatul ucide, păcatul înfășoară, păcatul omoară, păcatul ia viața. Dar aici este speranța noastră, speranța lumii. Și de aceea suntem chemați să propăvăduim această nebunie a crucii. Că Isus Hristos, prin moartea Sa, prin crucea Sa, a intrat odată pentru totdeauna în locașul Său cel Sfânt, în locașul Divin, în cerul lui Dumnezeu, ca să croiască pentru fiecare dintre noi o cale liberă și să ne curățească de toate păcatele noastre și de toate nelegiuirile noastre. Asta trebuie să predicăm noi. Și într-o biserică ca cea din Corin dezbinată, Apostolul Pavel vine și așează crucea lui Hristos și spune, Oameni buni! Toți suntem egali la crucea lui Hristos. Toți trebuia să murim. Dreptatea lui Dumnezeu se manifestă la cruce. Mânia lui Dumnezeu trebuia să mă ucidă pe mine și pe dumneavoastră acolo. Dar în loc să mă ucidă pe mine, mânia lui Dumnezeu a coborât peste Fiul său, Isus Hristos. Și acolo pe cruce el a rostit aceste cuvinte. Tată, iartă-i! Căci nu știu ce fac trăiesc în înțelepciunea viacului acestuia și vorbesc despre mântuire folosind înțelepciunea viacului acestuia și pierd din vedere că există o singură soluție, crucea lui Isus Hristos.